Acum, în ce privește Moldova 1, este adevărat că această luptă pentru independența și libertatea mass media, eu, în opinia mea, deci a fost ratată, a fost pierdută. Eu, timp de acești 5 ani de zile, am făcut cam 30 de vizite în Republica Moldova și vreau să vă spun că nu am întrunit un succes prea mare și acesta este un păcat, într-adevăr. Be like Karin. We both are TV journalists. We have liked and still like TV journalism and immediately recognize what is made or delivered by picture. Edited picture, we understand immediately within 5 seconds what kind of picture is delivered to audience, either information or propaganda. And there is no doubt if that battle is lost by me, then what kind of message is delivered by Moldova 1? Și eu, la fel ca și Karin, ca și Corina, suntem foste telejurnaliste. Și în calitatea aceasta de nouă ne-a plăcut și ne place și în continuare, deci telejurnalismul. Și vreau să vă spun că noi imediat, în 5 secunde, putem să vedem ce mesaj stă în spatele unei imagini. Imediat putem să vedem dacă imaginea deci a fost editată pentru a duce un mesaj anumit. Și imediat putem face deosebirea dacă imaginea pe care o vedem noi este una informativă, deci duce informație, sau este o imagine de propagandă. Și atât timp cât această luptă este pierdută, am zis, nu prea știu ce fel de mesaj poate duce Moldova 1. And if you ask, now reform Moldova 1, yes, that is emergency. Just now, start now, because people have to know what's going on in this country. Și dacă întrebați acum de reforma companiei Moldova 1, da, eu vă spun încă o dată, este o urgență. Această reformă trebuie să înceapă chiar acum, fiindcă oamenii până la urmă vor să înțeleagă, cetățenii vor să înțeleagă ce se întâmplă în această țară. As far that is quite last time in that capacity to visit your country, I tell to you, if you change Moldova 1, the name for public television, then that is cosmetics. Public television is BBC type of television, or whatever EU country type of public television. That is only cosmetics what has made, and that's not substantial. So one thing what is quite typical for Moldova is in paper things are very nice, but implementation is that we really care and we understand what's going on. Și fiindcă sunt cam ultima dată în această capacitate în Republica Moldova, vreau încă o dată să zic că dacă vorbim de faptul că am produs o schimbare la Moldova 1, schimbând doar denumirea în instituție publică, nu am făcut decât o schimbare cosmetică și nu substanțială. O televiziune publică, am zis, trebuie să fie gen BBC sau de alt model, deci model european cu adevărat. Trebuie o schimbare din nou substanțială și nu una cosmetică. Și ce este tipic pentru Republica Moldova? Că pe hârtie totul arată foarte frumos, în timp ce ceea ce ne îngrijorează și ceea ce rămâne o problemă este implementarea, punerea în aplicare.